Bună și bine ați venit pe Tarotada! Pentru toți cei care aveți Soare, Luna, Ascendent, Descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în Zodia Pești, astăzi vom face horoscop Pești bonus pentru aceste două săptămâni din luna ianuarie care au mai rămas și să vedem, dragilor, ce vine către voi în această perioadă a anului Pești, horoscop bonus, haideți să vedem pentru Pești. Creație, și ceva neașteptat, inexplicabil, o noutate vine către voi, multă abundență prin cunoaștere. Aici vă deschideți pentru a învăța lucruri noi, pentru a accesa căi noi și sunteți recunoscători pentru un divin masculin, pentru o persoană care este în viața voastră. Aici reziliență este renunțarea la greutățile pe care le purtați pe umeri. La tot ce vă ține, tot ce vă împovărează, renunțați să mai faceți lucruri pentru ceilalți, să vă asumați în locul altora. Începeți să trăiți pentru voi și începeți să fiți recunoscători pentru tot ce aveți. Citirea începe cu ceva inexplicabil, o creație. Voi vă creați propria viață. Voi aici, prin înțelepciune, prin cunoaștere, prin bunăvoință, atrageți această abundență acest suflet pereche care îl aveți în viața voastră sau pe care vi-l doriți, multă recunoștință aici pentru tot ce ați trăit și tot ce ați făcut, indiferent de ce v-a adus această viață, pentru că aici au fost lucruri grele. Aici este și 10 de spade și 7 de spade, este și trădare, este și minciună, este și povară. Multă povară, vă despovărați, dragilor. Renunțați la contracte, renunțați la bătălii dacă nu sunt ale voastre și mergeți cu sufletul deschis mai departe. Aveți credință că puteți crea propriul vostru univers, aveți suficientă cunoaștere, înțelepciune acumulată, aveți experiență de viață, aveți lucruri frumoase adunate în suflet, începeți să le vedeți. Acelea frumoase și aduceți abundența în viața voastră. O perioadă foarte bună pentru pești, ceva inexplicabil începe o nouă stare pentru voi, un nou suflu, un nou proaspăt, aer proaspăt pe care îl respirați. E ca și cum vă urcați în vârful muntelui și luați o gură de aer. Și țineți acea gură de aer pentru mult timp de acum înainte. Haideți să vedem 9 de băte, multe temeri. Aici nu v-au lăsat aceste griji. V-ați fript, v-ați ars și sunteți cuprinși de teamă, dar veți renunța pentru că aici vă veți pune intenții bune în Univers și sunteți recunoscători chiar și pentru aceste frici. Începeți să le înconjurați cu acceptare, cu iubire și să mergeți mai departe. Voi aici manifestați acest suflet pereche acest divin. Este un rege de monede, este o persoană stabilă, statornică care vine să deblocheze doi de cupe și un 5 de monede și un 2 de monede. Veți jongla frumos în propria voastră viață cu tot ceea ce aveți, cu tot ceea ce dețineți, cu toate resursele voastre. Și mergeți către soare, dragilor. Este o citire foarte frumoasă. Aici aveți greutăți cărate în spate, pe umerii voștri. Poveri multe, ale voastre, ale celorlalți. Dar ați avut credință, ați stat aici în credință că veți scăpa la un moment dat de ele și ați evaluat, ați început să evaluați și ați început să aveți voință să scăpați de aceste greutăți. Și acum scăpați în această perioadă pentru că vine soarele. Aici aveți o frumusețe, o lumină spre care mergeți acum, o lumină. Apare de nicăieri și vă ghidează, vă ghidează corect și vă ghidează către acest rege de monede, această persoană benefică, stabilă, statornică pe care voi o tot visați. Voi aici ați avut probabil o relație care v-a îngreunat, care v-a ținut într-o tristețe, o părăsire, o plecare, o pierdere. Ați suferit aici o pierdere. Ați muncit, ați făcut lucruri pentru alte persoane, dar nu v-a fost răsplătită munca. Este momentul să vi se răsplătească această muncă. Universul nu rămâne, dragilor, niciodată dator. Totul depinde de noi și cum percepem ceea ce vine către noi. La mijlocul citirii aveți pajul de monede și acest doi de cupe. Dacă vă doriți acest divin masculin, această persoană, acest echilibru care să vină în viața voastră, trebuie să hidratați această iubire. Aici este o fetiță care udă acest bujor, această floare, are grijă de ea, o înconjoară cu acceptare, cu iubire și este recunoscătoare pentru că floarea înflorește. Înflorește iubirea în viața voastră, dragilor. Aveți un doi de cupe, vine un suflet pereche. Poate fi de aceeași vârstă cu voi, poate fi o persoană brunetă, poate fi o persoană cum am spus în uh, Taur, Capricorn sau Fecioară sau un Leu, o persoană care vine vă ia de mână și vă invită să urcați Everestul împreună. Veți ajunge până în vârf, dragilor, pentru că aici este soarele. Această persoană ați chemat-o, ați manifestat-o, acum primiți-o așa cum se cuvine, pentru că meritați aici. Sunteți recunoscători pentru tot ce ați trăit. Această persoană poate să vină de departe, poate nici nu vă așteptați. Vă trimite un mesaj și spune că este la trei case de voi sau ajunge. Vine la ușa voastră, este un vizitator neașteptat, dar voi ați manifestat această persoană, ați vizualizat-o, ați văzut-o în viziunea voastră, pentru că aici ați creionat propriul vostru destin, ați creionat această relație, această legătură în mintea voastră, în timp ce voi cărați aici în spate poverile altor persoane și erați în visul altcuiva. Lucrați pentru visul altcuiva, aici l-ați lăsat în spate acel vis al oricui ar fi fost. Aveți încredere acum în visul vostru, deblocați aici planul sentimental, lăsați în urmă această trădare, acest abandon, acest îngheț. Aici ați rămas înghețați în acest peisaj de iarnă, ați tot așteptat, v-au crescut crengile, Vedeți această doamnă. I au crescut, i-a crescut părul lung. Acest randafir s-au ofilit, dar în spate este lumină când se întoarce, va intra la lumină va merge către acest soare pentru că vine acest suflet pereche, acest rege care vine să împlinească orice plan. Este o persoană așa ca în visul tău. Cum ți-ai imaginat tu că va fi această persoană? Aici poate fi atingerea lui Midas, această persoană poate veni cu cadouri, cu cuvinte frumoase, are o situație materială bună. Împreună veți forma un cămin în care iubirea va sta la bază. Doi decupe este un contract de iubire. O legătură de suflet pe care o aveți cu această persoană. Vedeți aici, aceste două persoane sunt identice, sunt gemene. Este acea bucată din sufletul vostru lipsă, această persoană care vine în viața voastră, este Divinul. Iar voi veți ști să jonglați cu această iubire pentru a vă împlini un vis, pentru a merge către infinit. Sunteți deasupra, știți ce aveți de făcut și cum să manifestați această persoană pentru că voi deja aici o vizualizați, o simțiți și știți că va veni, deși vine într-un moment în care nu vă așteptați. Această persoană vă va aduce soarele pe strada voastră, mână în mână veți urca acel munte, cum am spus. Haideți să vedem și de aici o carte. Peștii renunță, la bătăliile altora și vă deschideți către o iubire nouă, vă deschideți către lumină, către soare, solitudine și puritate. Aici vă reinventați, vă duceți adânc în interiorul, interiorul vostru și începeți să vă vedeți bine sunteți recunoscători, vă vedeți puri, vă curățați aura, vă vindecați. De durerile trecutului, și mergeți către un paradis, către o încântare. Aici se deschide o lume frumoasă, foarte frumoasă în viața voastră, miraculoasă. Vedeți ce culori frumoase are această carte: este o pasăre, este abundență, este primăvară, este frumusețe. Asta aduceți voi în viața voastră prin manifestare. Vreau un sfat pentru pești, pentru această perioadă, un sfat, îngerul aventurii. Vă aventurați, dragilor, aveți curaj să vă rupeți de trecut, de problemele trecutului, de aceste greutăți pe care le-ați cărat în spate și vă aventurați într-o nouă poveste, într-o nouă viață. Aici provocări. Sunteți provocați să mergeți către acest nou început și să trăiți propria voastră aventură. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa pa.